urgență care expiră pe 14 mai va fi înlocuită cu starea de alertă. Pentru început, peste 10 zile se vor deschide cabinetele dentare, saloanele de înfrumusețare și muzeele. Și mari de fabrici din România și-au chemat de astăzi oamenii la lucru și reiau activitatea și furnizorilor. Iar furtunile au răvășit o mare parte din țară și au produs pagube însemnate. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara! 14 mai este ultima zi de stare de urgență, după aceea România trece la starea de alertă, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Ordonanțele militare nu vor mai fi în vigoare, se vor deschide cabinetele stomatologice, saloanele de cosmetică și muzeele. Vom putea circula în interiorul localităților fără să declarăm motivul și vom avea voie să facem sport individual. Cât despre ieșirea din localitate, după 15 mai, ministrul de interne spune că am putea pleca și pentru drumeții. După 15 mai... putem, în principiu, să ne mișcăm în interiorul localității unde avem treabă, dar este clar, nu e bine să exagerăm. Deplasările să se facă atunci când sunt necesare, dar nu va mai fi nevoie să declarăm în prealabil unde mergem. Va fi posibil, pentru că starea de urgență va fi înlocuită de starea de alertă, a explicat președintele Klaus Iohannis. Dar nu va fi la fel de simplu să ieșim din localități. Este voie să se plece din localitate, de exemplu, în interes de serviciu, pentru probleme medicale. Este posibil să se iasă, de exemplu, pentru sport individual, pentru mers cu bicicleta în afara localității. Lămuriri despre ieșirea din localități a dat și ministrul de interne. Pot ieși din localitate să meargă să facă drumeții, sporturi individuale, să meargă să facă agricultură, activități economice, în vizită, pot să facă orice lucru care este logic și necesar și util. Da, vom putea să ieșim din case, dar nu fără să respectăm regulile de distanțare socială, care poate acum sunt mai importante ca niciodată. Președintele a spus clar că grupurile cu mai mult de 3 persoane nu vor fi permise, iar în spațiile publice închise, cum ar fi autobuzul sau metroul, trebuie să purtăm neapărat mască. De pe 15 mai se vor deschide cabinetele de stomatologie și saloanele de înfrumusețare, bineînțeles, după reguli stricte. Clienții nu vor mai aștepta în interior și trebuie să păstreze 2 metri distanță, unul față de celălalt. La intrare le va fi măsurată temperatura și vor primi obligatoriu măști și mănuși de la reprezentanții salonului. În plus, tot personalul din frizerii și din cabinete trebuie să poarte în permanență mănuși și mască, iar după fiecare client se va dezinfecta instrumentarul și suprafața de lucru. Și măștile de protecție nu au voie să le țină mai mult de 4 ore, adică se vor schimba. Ministrul de interne spune că și parcurile vor fi deschise, iar oamenii vor avea voie să facă sport, individual. Vești bune vin și pentru sportivii de performanță. Sportivii de performanță vor putea, în condiții foarte speciale, care vor fi detaliate de specialiști, să înceapă cantonamentele, dar nu vor începe competițiile sportive decât după o perioadă suficient de lungă de pregătire. Deci pentru atenție sportivii de performanță, bazele sportive nu se redeschid pentru amatori. Președintele nu a dat lămuriri despre hoteluri. Ministrul de interne spune că și acum oamenii pot să meargă în interes profesional să se cazeze în hoteluri și pensiuni. În ceea ce privește călătorile făcute în scop turistic, încă nu a fost luată o decizie. Hotelul poate avea prin restaurant serviciu de room service și hotelul poate funcționa. Deci ele n-au fost închise. Este posibil ca firmele să fie obligate să alterneze programul angajaților, astfel încât să fie evitată aglomerația de pe străzi și din mijloacele de transport în comun. Când va expira starea de urgență și vom intra în starea de alertă, deciziile vor fi luate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, nu de Ministrul de Interne, care în starea de urgență coordonează activitatea. Efectele ordonanțelor militare vor expira, iar în timpul stării de alertă nu se vor mai putea emite aceste ordonanțe militare. Nu vor putea fi date nici amenzi. Amenzile au fost stabilite prin ordonanță de urgență de către guvern, deci alea pot să rămână. Tot ce s-a stabilit prin ordonanță militară începea, inclusiv povestea aceea cu zborurile.
Măsurile de relaxare vor fi luate pas cu pas, la 2 săptămâni, pentru ca autoritățile să aibă timp să analizeze efectele. Oricum, toate depind de modul în care cetățenii vor respecta regulile de distanțare socială și de modul în care va evolua epidemia COVID-19. Între timp, cele mai mari fabrici din România își reiau activitatea, un semnal pozitiv pentru întreaga economie. Și-au deschis porțile, în primul rând, marile companii producătoare de mașini, dar și unele mai mici care fabrică piese auto. Dacia și Ford și-au chemat muncitorii de acasă și protejează prin măsuri stricte de siguranță sanitară. Scanere de temperatură la intrare, măști, mănuși și distanțare socială, inclusiv în cantine. Respectați marcajele vizuale de pe sol. Salutați fără să dați mâna, fără să vă îmbrățișați. Spălați-vă pe mâini frecvent și evitați să vă atingeți fața. Cei 10.000 de muncitori de la Dacia au fost întâmpinați în prima zi de lucru cu îndemnuri ferme, care curgeau din difuzoarele de la intrarea în fabrică. Oamenii sunt sfătuiți să respecte regulile companiei și distanțarea socială. 4.000 dintre colegii lor vor rămâne încă o perioadă acasă, în șomaj tehnic, cu 80% din salariu. Se lucrează pe două schimburi, urmând ca în curând să se lucreze la capacitatea maximă. Nu credeți că ar fi trebuit să mai stați un pic, să fiți în siguranță? Eu cred că dacă ne protejăm, suntem în siguranță. Păstrăm distanța reglementară de 2 metri și unde nu este cazul, se pune, mă rog, un panou. Oamenii au ajuns la porțile fabricii cu autobuze, în care s-au urcat cel mult 20 de angajați. Înăuntru, reguli peste tot, chiar și la masă. În cantine, pentru a asigura respectarea regulilor de distanțare socială, au fost realizate marcaje la sol, sunt indicate distanțele de respectat, s-au montat delimitări din plexiglas pe fiecare masă. Au primit echipamente noi, lavete, mănuși și câte un set sigilat de 4 măști pentru fiecare angajat. Una o folosim înainte de pauza de masă, a doua după pauza de masă, a treia în drumul spre casă, iar cea de-a patra, a doua zi când ne întoarcem la uzină. În zonele de acces au fost instalate termoscanere automate pentru depistarea celor cu temperatură ridicată. Aceleași termoscanere le găsim și la Craiova, în fabrica Ford. So there are automatic scanners that we have. Sunt termoscanere pentru a depista pe oricine are o temperatură mare. Regula este strictă. Îl trimitem la doctor, iar dacă este în regulă, poate reveni la muncă. Jumătate din cei 6.000 de muncitori ai fabricii au revenit la muncă astăzi. Și la Craiova au fost impuse reguli pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Firma a pus la dispoziție măști, mănuși, viziere și dezinfectant pentru muncitori. Toți trebuie să semneze și un formular înainte de începerea activității. Ai o declarație care acum o primi, nu mă uitai pe ea. Ia să vedem. De temperatură... Bine, vrem să lucrăm, vrem să facem producție, că... Într-un fel, parcă ne-am plictisit și acasă. Muncitorii au stat acasă o lună și jumătate. Pentru început, vor lucra în schimbul de dimineață, de la 8 la 16. Va fi o reluare a producției în mod gradual, așa cum am menționat și săptămâna trecută. Totul depinde, bineînțeles, de evoluția acestei pandemii, de restricțiile naționale în vigoare, de disponibilitatea furnizorilor noștri și, bineînțeles, de cererea de piață și deschiderea distribuitorilor autorizați Ford la nivel european. Acum sunt produse la Craiova modelele EcoSport și Puma. Înainte de criză, fabrica ajunsese la 3 schimburi pentru a face față cererilor în creștere. La Pitești sunt fabricate în fiecare oră câte 65 de mașini. În jurul datei de 12 mai, uzina ar trebui să se întoarcă la lucrul în 3 schimburi. În trena acestor doi coloși și-au reînceput activitatea și mai multe fabrici de subansamble auto, în special din vestul țării, cum ar fi Michelin. Cele mai multe și-au instalat la intrare termoscanere pentru muncitori. Același lucru l-a făcut și primăria din Oradea, care scanează oamenii în piețe, transport în comun și a dotat întreprinderile cu cel puțin 25 de angajați, cu scanere achiziționate din China. Președintele Klaus Iohannis ne-a anunțat că din 15 mai putem vizita din nou muzeele. Ministrul Culturii ar vrea să treacă pe listă și librăriile sau bibliotecile, apoi, dacă totul merge bine, teatrele și cinematografele, dar așteaptă încă un răspuns și de la responsabilii din sănătate. Pe de altă parte, nu avem un anunț oficial în privința restaurantelor. Unii patroni speră că vor fi lăsați să-și primească clienții măcar la terase, în aer liber, unde riscul de răspândire a bolii este mai scăzut. Reprezentanții acestei terase din centrul vechi al Constanței iau în calcul inclusiv protejarea fiecărei mese cu astfel de baloane din plastic. Le foloseau iarna, dar se gândesc să le monteze și vara, dacă vor reuși să mențină o temperatură plăcută înăuntru. Momentan tot ceea ce facem este o simulare, să le pregătim pentru această vară cu
mai multă verdeață pentru a face și spațiu între mese și să oferim și o oază de răcoare în oraș. În lipsa recomandărilor oficiale, fiecare patron analizează toate variantele ca să-și salveze afacerea. În cazul teraselor, cea mai la îndemână soluție, dacă va fi acceptată de guvern, ar fi păstrarea unei distanțe corespunzătoare între mese. O distanțare între mese de minim 2 metri, 4-6 persoane maxim la masă. Și în Portul Tomis, proprietarii așteaptă cu nerăbdare să scoată mesele pe faleză. Luăm în calcul și un tunel de dezinfectare pentru personal. După ce vedem planul concret emis de cei din guvern, vedem ce măsuri vom adopta pe parcurs. Președintele a anunțat că de pe 15 mai se redeschid muzeele. Ministrul Culturii ar vrea să adauge pe listă librăriile și bibliotecile, evident unde spațiul permite și cu respectarea unor condiții. Printre altele, existența de tuneluri dezinfectante la intrare, realizarea unor circuite clare de vizitare cu păstrarea distanței, umplerea cu maximum 50% din capacitatea fiecărei instituții. Muzeul Satului din București este cel mai vizitat muzeu din România. Totodată fiind în aer liber și întinzându-se pe 15 hectare, este una dintre instituțiile cu cele mai mari șanse de redeschidere. Voi putea să stau cât vreau în muzeu, ca de obicei? Nu, nu, o să limităm vizitele în așa fel încât să poată fi mai multe grupuri. Ne gândeam să limităm la 2 ore jumate, 3. A doua etapă prevede redeschiderea teatrelor și operelor, pentru început cu 50 de spectatori. Chiar și într-o sală mare, cum este ATNB-ului? Da, pentru că noi aici am mers și pe recomandările Comisiei Europene și cam astea sunt cifrele recomandate la nivel european. Cum vor reuși actorii pe scenă să țină distanțarea socială? Ține și de alegerea repertoriului, pentru că una e distanța socială în Romeo și Julieta și alta e distanța socială în Tache, Anche și Cadâr. Nu există o apropiere între Tache, Anche și Cadâr cum există între Romeo și Julieta. Și în privința purtării măștilor există multe necunoscute în funcție de specificul fiecărui domeniu. În momentul în care ar purta toți actorii mască, e mai degrabă teatru radiofonic. Și atunci, pentru că dispare expresivitatea și atunci actul artistic are de suferit, din punctul meu de vedere. Mai multe detalii vor fi făcute publice în zilele următoare de guvern. După aproape 2 luni de carantină cu orașe pustii, mai multe țări europene ridică de astăzi o parte din restricții. Este un prim pas către revenirea la normalitate. Oamenii vor putea merge în parcuri, la terase, ori la saloane de înfrumusețare. Angajații vor lucra în condiții de siguranță, iar purtarea măștilor este obligatorie în spațiile închise și în mijloacele de transport în comun. Italia, primul stat european care a intrat în carantină totală, renunță la o parte din restricții. În Lombardia, cu data de 4 mai, se poate merge în vizită la bunici, la rude, până la al doilea sau la al treilea grad. Nu se poate merge la prieteni. Era destul de multă mișcare la ora 7-7 jumate, cât am făcut până la muncă, jumătate de oră. Și pot să zic că camioane, mașini mici, chiar lume pe jos. Se deschid parcurile, fabricile și șantierele. Produzione ripartita non subito a pieno regime, ma a regime ridotto, e mano a mano stiamo crescendo con i volumi, quindi con il personale presente in azienda. Abbiamo fermato 2 settimane questa azienda perché appunto non aveva le mascherine per tutti. Cu toate acestea, pe străzile din Veneția au protestat astăzi negustori, comercianți, barman, proprietari de saloane sau cluburi și alți deținători de afaceri mici, care nu sunt încă deschise publicului. Dar într-o țară care a plătit un tribut uriaș pandemiei, aproape 29.000 de morți și paralizia completă a turismului, autoritățile manifestă precauție. Sigură, sigurissima, le distanțe rispettate, tutte le persone con mascherine e guanti. Oamenilor le este permis să intre și în cimitire. Portare un fiore è una cosa che fa piacere dopo tanto tempo, no? În Spania, după 2 luni de carantină, hotelurile și terasele restaurantelor vor putea să funcționeze la jumătate din capacitate de astăzi. O condiție primordială e ca patronii să dezinfecteze spațiile permanent, iar angajații să poarte tot timpul echipament de protecție. Pues ya poco a poco yo todos los días voy intentando conseguir mascarillas porque yo no salgo sin ellas desde el primer momento. Ni guante, ni mascarilla. În plus, cei care folosesc transportul în comun trebuie să poarte mască de protecție. Nu știu cum era de lleno de metro, pero vamos, si me parece bien que lo llevemos. Chiar dacă avem libertate, eu cel puțin încerc să nu profit prea mult de ea. Momentan, păstrez locul de acasă, lucrez de acasă, okay. Dacă am ocazia să merg la birou. Dacă ies cu bicicleta și cu mască și mănuși,
La cumpărături merg o dată la 10 zile, la 2 săptămâni. Și în Germania de astăzi se deschid locurile de joacă, bisericile, muzeele și grădinile zoologice. Restaurantele și barurile rămân închise, iar școlile încep să se deschidă treptat în unele landuri. În dimineața aceasta, din 4 mai, se văd schimbări, se văd schimbări în circulație, străzile sunt mult mai aglomerate, persoane mult mai multe pe străzi. Multă lume a început să meargă la muncă. În Bulgaria, doar restaurantele și barurile cu spații deschise vor primi clienți. Mesele vor fi de 4 persoane și vor fi așezate la o distanță de siguranță. Măsuri de relaxare a anunțat și Austria, unde saloanele de înfrumusețoare își deschid porțile. Măștile sunt obligatorii în transportul în comun și în magazine. Tot de astăzi, grecii pot merge pe unele plaje, cel mai probabil doar cei care locuiesc în apropiere. Se deschid și magazine, librării și frizerii. Timid pe fețele oamenilor apare speranța. În cazul altor state, cum este Franța, restricțiile nu vor fi deocamdată ridicate. Între timp, odată cu relaxarea măsurilor în aceste țări, românii care s-au refugiat acasă de teama pandemiei aglomerează acum vămile. Se întorc la muncă. Ivana Nădlac, 6 km de coloană. Ce munceți în Elveția? Păi, securitatea în construcție. Ne-au chemat la conservit și trebuie să încep de poimine dimineață. Unde mergeți? În Anglia. Plecăm mai repede un pic să nu mai putem sta. Că deja ne cheamă la muncă și... Na. Miza acestor luni va fi să învățăm să trăim pentru o vreme cu acest virus până când va fi disponibil un vaccin pe scară largă. Restricțiile vor fi ridicate treptat în funcție de cum va evolua pandemia, dar va trebui să respectăm distanța și măsurile de igienă ca să ne protejăm. Medicii ne sfătuiesc să nu ieșim din case fără mască de protecție și să nu uităm să ne spălăm pe mâini. Ana Maria Barbu, ProTV. Furtunile au măturat România în ultimele 24 de ore. Aproape jumătate de țară se află până diseară sub cod galben de vreme rea. În special în centrul, sudul și estul țării a plouat torențial cu grindină. Potrivit meteorologilor, țara noastră este traversată în aceste zile de un val de aer rece care la munte a adus zăpadă. A nins puternic în munții Parâng, în apropiere de cabana Șamanca. Zăpada este viscolită, ca în miezul iernii. Și în aceste imagini, de pe Transalpina, de la cabana Vânătorul, iarna pare să nu fi plecat niciodată. De altfel, pe cea mai înaltă șosea din România, zăpada se întinde pe kilometri întregi, de mai multe săptămâni. În alte zone din țară, furtunile au provocat haos. În orașul Negrești, din județul Vaslui, mai multe străzi au fost inundate. A bătut și vântul, cu putere, iar fulgerele au brăzdat cerul, mai ales în sud-vestul țării, după cum arată și datele obținute prin satelit. Mai multe comune din Dâmbovița au fost acoperite cu grindină, iar culturile distruse. La fel s-a întâmplat și în Galați, unul dintre cele mai mari bazine legumicole din țară. La Matca și Corod, o furtună puternică, însoțită de bucăți mari de grindină, a făcut prăpăd. Iar în comuna Târgu Bujor, 10 de hectare, recent însămânțate, au fost acoperite de șuvoaiele puternice. A plouat torențial și în Prahova, unde cantitățile de apă au depășit 40 de litri pe metru pătrat. În mai multe localități, mii de oameni au rămas fără curent electric. Norii amenințători au coborât și peste localitățile din vestul și centrul țării. În Mureș, un fotograf a surprins aceste imagini. Pe de altă parte, vijeliile au distrus și pădurile. În toată țara sunt peste 200.000 de hectare cu arbori puși la pământ. Cel mai accentuat fenomen l-am avut în județul Harghita, unde avem aproximativ 840.000 de metri cubi doborâți pe o suprafață de aproximativ 35.000 de hectare. Din păcate, acea cantitate impresionantă de materiale noastre trebuie scoasă cât se poate de repede din fond forestier. Pădurea din Harghita a fost distrusă în aceeași noapte în care și în Prahova, la Cheia, un versant întreg de arbori a căzut pradă vijeliei. Foarte greu de intrat acolo, este căzut în toate direcțiile, nu avem drumuri de acces în zonele respective, vorbim de niște versanți cu altitudine poate peste 2000 de metri. Potrivit meteorologilor, și în următoarele ore sunt așteptate fenomene extreme. Numărul victimelor intoxicate cu spirit contrafăcut din județul Iași ar putea fi mai mare. Pe lângă cele 10 persoane în cazul cărora s-a stabilit deja că decesul a survenit după ce au băut acest lichid, procurorii au luat decizia de a deshuma două persoane care au murit de curând, în condiții suspecte. În această poveste macabră au fost deja reținuți doi oameni de afaceri, unul iranian, celălalt irachian.
Spiritul bănuit că a ucis cel puțin 10 oameni era îmbuteliat într-o sticlă comună, care nu atrăgea atenția cu nimic. Ambalajul încerca să imite cât mai bine un produs conform, cu o serie de sfaturi puse pe etichetă, pe care era menționat că are concentrație 70% alcool etilic. Procentul era corect, dar era vorba de alcool metilic, spun anchetatorii. O substanță toxică, folosită de pildă ca lichid antigel sau solvent pentru lacuri și vopsele și care după o perioadă de latență, de 1 până la 36 de ore, atacă toate organele și provoacă moartea dacă este ingerată. Și 30 de mililitri sunt fatali. 10 persoane și-au pierdut viața după ce au ingerat substanța, iar alte două cazuri sunt considerate suspecte. Anchetatorii au luat decizia de a deshuma două cadavre. Sunt oameni care au decedat recent și sunt cunoscuți ca fiind consumatori de alcool etilic. Așa că procurorii vor să vadă dacă nu cumva au căzut victime aceluiași produs contrafăcut. Anchetatorii au doi suspecți, un iranian și un irachian. După declararea pandemiei cauzată de COVID-19 la nivel mondial și a sărit pe urgență la nivel național, a luat hotărârea de a contraface alcool sanitar cu ajutorul altor compuși decât cei utilizați de către producători autorizați și de a-l vinde potențialilor clienți cu scopul de a obține un folos material injust. Pe sticle nu apărea nicio etichetă care să indice adresa producătorului cum ar fi trebuit să se întâmple. Dar este de înțeles pentru că, potrivit polițiștilor, spiritul era ambalat într-o fabrică improvizată aflată pe această stradă din Dobroiești-Ilfov. De aici pleca către Dragonul Roșu, de unde era vândut mai departe. Suspecții sunt acuzați de ucidere din culpă în formă agravată, înșelăciune și falsificare de produse. Starea înalt preasfințitului Pimen, bolnav de COVID-19, este critică. În vârstă de 90 de ani, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a fost mutat la terapie intensivă și intubat după complicații pulmonare. Înaltul prelat a fost transportat cu elicopterul la Institutul Matei Balș din București în urmă cu aproape 2 săptămâni. Confirmarea infectării a venit după ce a ținut slujba de înviere. Până acum în România, 13.512 persoane s-au îmbolnăvit, 5.269 s-au vindecat, iar numărul deceselor a urcat în urmă cu puțin timp la 818. Pentru că a scăzut numărul celor care folosesc acum serviciile de ride sharing sau de taxi, tot mai multe companii impun reguli stricte de igienă și siguranță pentru șoferi și pasageri. În unele cazuri au fost montate panouri de protecție în interiorul mașinilor după modelul taxiurilor din Statele Unite. Medicii ne recomandă să nu urcăm într-o astfel de mașină fără mască de protecție și mănuși. Avem mănuși, purtăm măști, am montat peretele despărțitor, tocmai ca să limităm contactul cu oamenii. Andrei este șofer de taxi de 10 ani și a montat singur panoul de protecție din interiorul mașinii. Dar spune că situația este din ce în ce mai dificilă pentru taximetriști. Eu am avut noroc că am fost printre primii care și-au montat și a durat relativ puțin, dar colegii care caută acum durează între o săptămână, 2 săptămâni. Costă undeva între 150 și 300 de lei, depinde de unde sau la ce calitate sau dacă e până jos. Sunt și șoferi care sunt de părere că nu au nevoie de panouri de protecție. Este egal cu zero, pentru că montăm panouri de plexiglas, nu este nicio problemă. Mâna pe bani tot îi pui. Ca să ai o legătură cu clientul, trebuie să lași un spațiu gol în care să iei banii, să-i dai bonul. Este același lucru, că îl pui sau că nu îl pui, microbul dacă este să-l iei, îl iei și așa. Deocamdată nu sunt omologate. Trebuie ceva omologare pentru ele în cazul unei frânări când se dă, în cazul unui accident, dacă se dă cu capul de geam, sarașchii și nouă. Trebuie ceva foarte omologat. Companiile de ride-sharing au impus însă reguli stricte pentru șoferi. Una dintre măsurile de siguranță identificate de FINA în această perioadă a fost echiparea a peste 500 de mașini cu panouri despărțitoare, mai mult pentru a limita contactul dintre șoferi și pasageri cu scopul de a preveni răspândirea coronavirusului. Ne dorim să continuăm această acțiune și după 15 mai, în momentul în care intră programul de relaxare. Dacă avem, de exemplu, motive întemeiate să considerăm că un șofer sau un pasager reprezintă un risc pentru sănătatea celorlalți, temporar, ca măsură de precauție, îi blocăm accesul pe platforma noastră. Cei de la Yango au creat o echipă specială care îi supraveghează pe șoferi și se asigură că aceștia respectă regulile de igienă. Iar Uber a anunțat că va impune purtarea măștilor de protecție în majoritatea țărilor în care își desfășoară activitatea. Vorbim de
virusul este transmitere. E clar că vom purta mască de fiecare când ne vom urca în orice variantă de taxi, dar e evident că nu va sta pe scaunul din dreapta, așa cum se întâmpla înainte de criză. Trebuie să stea în spate. Potrivit unui studiu realizat în Statele Unite, din ce în ce mai multe persoane vor renunța la serviciile companiilor de ride-sharing din motive de siguranță. Vor crește însă vânzările de automobile. Mulți oameni, inclusiv români, iau în calcul achiziționarea unui automobil personal tocmai pentru a evita mijloacele de transport în comun sau taxiurile. În prezent, în România sunt peste 2 milioane de oameni care folosesc cel puțin un serviciu de ride-sharing disponibil în țara noastră. Piața muncii se va schimba după acest blocaj de pe toată planeta. Printre puținele aspecte bune se numără productivitatea ridicată a angajaților de acasă. Mulți manageri se gândesc să continue în această formulă de lucru măcar până la toamnă. Cu toată investiția necesară, este mai eficientă la capitolul costuri decât prezența fizică la un birou. Un sondaj online arată că peste o treime dintre români lucrează în această perioadă de acasă, iar internetul este cel mai folosit serviciu de comunicații. Iris Matei este reprezentantul unei companii din domeniul pharma cu 100 de angajați. Toți au lucrat de acasă pe perioada stării de urgență, iar revenirea la serviciu se va putea face treptat, pe o perioadă care se va întinde probabil până la toamnă. Ne afectează în anumite segmente și nu ne afectează în alte segmente. Sunt segmente care sunt mult mai productive în condiții de work from home, deci nu vom avea birourile închise atât pentru întâlnirile externe cu partenerii, cât și pentru cele cu partenerii locali, deci vor fi închise, nu vom face mai iunie cu siguranță. Unii angajați pot rămâne să lucreze doar de acasă, până va trece complet pericolul infectării. Avem în vedere în principal două aspecte. Evaluarea stării de sănătate a angajaților noștri, pentru că avem angajați cu comorbidități și aici trebuie să fim foarte atenți. Definim o listă a comorbidităților cu departamentul nostru medical și trebuie să vedem al doilea aspect pe care luăm în calcul este acela al angajaților cu copii mici. Florin Vârlan este vicepreședintele unui departament într-o firmă mare de securitate informatică de la noi. Spune că situația de urgență a reprezentat antrenament și experiență în extinderea conceptului de muncă la distanță. Noi funcționăm în ceea ce se cheamă sprintul de 2 săptămâni. Doar un sprint a fost mult mai afectat. Practic, acum ne aflăm la al treilea sprint, distanță, de când lucrăm așa și lucrurile merg foarte bine. Chiar unii dintre colegi apreciază mult mai mult pentru că elimină acea oră și jumătate în trafic de dus și întors. Și în filiala est-europeană a unei mari companii internaționale din domeniul jocurilor electronice se face în aceste zile o analiză complexă, după ce au văzut că se poate și au investit în echipamente și servicii online. Am practic asigurat accesul la tot ce înseamnă suport tehnic, instrumente de care ei au avut nevoie și le-au lipsit de acasă. Ideea este ca noi să angajații să aibă aceleași facilități ca și în trecut. În privința muncii de acasă, specialiștii vorbesc de o anumită optimizare a costurilor. Angajatorul plătește mai puțin pentru utilități, mentenanță și consumabile, iar dacă spațiul de lucru se reduce, va crește cererea pentru zone de birouri cu suprafețe mai mici. Se pare că companiile au economisit până la 11.000 de euro pe lună cu fiecare angajat în parte. De aici include spațiu de birouri, pentru că multe dintre aceste companii aveau acele spații de birouri somptuoase, beneficiile angajatului la birou. Și dacă angajații sunt mai productivi când lucrează de acasă, de ce n-ar primi beneficii și salarii mai mari, așa cum se întâmplă în Occident, sugerează specialiștii din piața muncii. Au contracte de muncă sigure. Este posibil chiar să primească măriri de salarii pentru că cu siguranță vor fi mai productivi. Ar fi de menționat că cele mai multe dintre firmele care pun accent în această perioadă pe munca de la distanță sunt societăți care și în perioada anterioară pandemiei aveau implementat acest concept de work from home. Cea mai mare provocare va fi să faci asta în departamentele unde este nevoie în mod normal de interacțiune umană. Oricum, la nivel mondial, lumea se transformă, iar mediul de afaceri trebuie să se adapteze. Nu vor veni toți cei 100 de oameni care trebuie să vină la birou, nu vor veni în același timp la birou. Probabil că vom veni 50 cu 50. Pot părea un pic ciudate, dar ulterior probabil că aceste măsuri se vor vedea peste tot în societate și cu toții vom adera la ele. Singurele domenii unde nu se poate aplica lucrul de acasă, decât într-o măsură foarte mică, sunt producția, agricultura și depozitele de marfă.
Fondurile europene îi pot salva pe mulți antreprenori în această criză, iar românii par mai hotărâți ca niciodată să obțină acești bani. Doar în ultimele două săptămâni s-a dublat numărul proiectelor depuse. Specialiștii le atrag însă atenția guvernanților că trebuie să ia în calcul distribuirea banilor, astfel încât să încurajeze inovarea și producția. 80.500.000 de euro au la dispoziție întreprinderile mici și mijlocii din Muntenia, Dobrogea și Oltenia din fonduri europene. De azi se pot depune proiecte pentru finanțare. Dan Pogonici vrea să ia 300.000 de euro. Mă pregătesc chiar în noaptea asta, o să depunem un proiect pe fonduri europene pentru achiziția unor utilaje. Mânați de criză, românii încep să caute salvarea în fondurile europene, iar numărul celor care vor finanțare s-a dublat în ultimele săptămâni. Dragoș Jaliu este fondatorul unei platforme care acordă consultanță. Noi am avut, cred că în ultima lună, peste 100 de discuții cu oameni, cu antreprenori care căutau finanțare. Am făcut și o pagină dedicată finanțelor disponibile în contextul pandemiei. Din păcate, domeniile în care se poate investi pe fonduri europene sunt limitate. Spectrul nu este suficient de larg, știi? Adică mai sunt și beneficiari care caută finanțare, care sunt loviți în mod direct de efectele pandemiei și care nu se regăsesc printre codurile ca ineligibile. Spălătorii, de exemplu, sunt eligibile. Turismul eligibil, croitorii, pielărie. Ministrul fondurilor europene susține că în curând România va avea la dispoziție încă 1 miliard de euro de la Comisia Europeană pentru finanțarea IMM-urilor. Capitalul de lucru necesar pentru restartarea activității sau finanțarea relocării unor activități ale IMM-urilor, adică nu le mai merge afacerea și doresc să activeze într-un alt domeniu. Marcel Boloș spune că 500 de milioane de euro vor ajunge la 1.100.000 de români care au acum contractele de muncă suspendate din cauza pandemiei. Ei vor primi vouchere pe care le pot cheltui pentru diverse servicii. Te poți duce în zona hotelurilor, turismului, te poți duce la restaurant, te poți duce în zona serviciilor. Toate acele IMM-uri a căror activitate, prin ordonanțele militare, a fost interzisă sau nu și-au mai putut desfășura activitatea. Consultanții și cei care au experiență în accesare le cer însă guvernanților să fie mai activi, să găsească soluții pentru încurajarea producției. Primarul Ciugudului este campion la accesarea fondurilor europene. Ca economia să se relanseze, trebuie stimulată producția, stimulată munca. Trebuie să dai bani celui care se silește, inovează, găsește soluții să miște lucrurile. În ultimii ani, fondurile europene au modernizat o bună parte din România. Cu ajutorul lor putem să ne revenim din această pandemie, să ieșim din blocaj și să evităm o criză economică. Îndrăzniți să accesați! Informați-vă, faceți un plan de afaceri, luați legătura cu un consultant. Banii europeni vă pot schimba viața. Alex Dima, ProTV. Zeci de români sunt blocați în diverse colțuri ale lumii din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Mulți se află în țări exotice și s-au adaptat la noile realități. Fac voluntariat ca să aibă unde dormi și se bucură de frumusețea locurilor în care au ajuns. Există însă și cazuri disperate. Un român cere ajutor din Vietnam, unde se află de o lună și susține că nu a primit niciun sprijin de la ambasadă. Viza îi expiră în curând, iar banii sunt pe terminate. Dimitri Bocan a plecat pe bicicletă din România în 2018 și până în martie anul acesta văzuse deja câteva țări, printre care Iran, Dubai, India sau Thailanda. Vietnam era penultima destinație înainte de popasul final, Laos. Însă criza creată de coronavirus l-a făcut să-și ia bilet de avion către țară pentru data de 1 aprilie. Am rămas blocat în Vietnam de la data de 1 aprilie, de când mi s-a anulat zborul către România. Și mai avea cam 3 săptămâni, dacă îmi trag cureaua, să mă întrețin, efectiv să mănânc și să îmi cumpăr cele necesare. Și problema e cu viza, că îmi expiră pe data de 23. Blocat în Vietnam, Dimitri s-a trezit că nici cardurile nu-i mai funcționează, pentru că i-au fost blocate conturile, deoarece nu și-a actualizat datele personale, așa că a cerut ajutor la ambasadă. I-am spus doamnei consul, doamna consul, eu nu mai am bani, eu nu mai am ce să mai fac. Vin și îmi pun cortul în fața ambasadei. Eu sunt dezamăgit, foarte dezamăgit.
De când ei, și când spun ei, cei de la ambasada au știut că sunt blocat aici, n-am primit niciun telefon de o lună și o săptămână. În alt colț al lumii, un cuplu blocat în Noua Zeelandă face muncă voluntară pentru cazare. Avem foarte mult de muncă. O să vă arătăm ce ne-a învățat să facem. Asta e căsuța. Mânițele noastre. Unde o să dormim diseară. Ne apucăm de treabă? Da, trebuie. 5 ore, zis. Ha, ok. Pe ceas. N-am stat degeaba astăzi. Am plantat câțiva pomi. Radu Păltinanu este vlogger de călătorii și se plimba prin lume cu iubita lui când a izbucnit pandemia. Ne-au fost anulate biletele de avion, au fost anulate zborurile spre Singapore și mai departe spre România și am decis să rămânem aici pe perioada pandemiei, pe perioada cât întreaga țară este în carantină. Un alt cuplu de români așteaptă în Bali deblocarea zborurilor. Andreea și Vlad au renunțat la locurile lor de muncă și au decis să viziteze Asia, spre care au plecat în luna februarie. Noi am plecat de acasă cu gândul de a vizita mai multe țări din Asia de Sud-Est, așa era planul inițial. Din păcate, perioada asta ne-a dat un pic planurile peste cap, pentru că există o anumită incertitudine, adică nu știm dacă vom putea continua proiectul acesta sau încotro vom putea lua. Da, pentru că aici în Bali aeroportul este închis până în data de 1 iunie, dar nu se știe ulterior. Nu sunt date, nu se știe, poate prelunge starea, poate nu. Am solicitat un punct de vedere Ministerului Afacerilor Externe, care ar trebui să ajute la repatrierea cetățenilor români blocați în diverse colțuri ale lumii. Însă până la această oră n-am primit niciun răspuns. Restricțiile impuse în aproape cele două luni de stare de urgență au avut și efecte pozitive. S-au înregistrat mai puține accidente rutiere, dar și mai puține jafuri din locuințe sau tâlhării. Psihologii spun însă că există și un efect negativ. S-au mulțit cazurile de violență domestică. Cele mai importante schimbări produse de starea de urgență s-au văzut în primul rând pe șosele, cum în ultimele două luni au fost mult mai puține mașini, inclusiv de Paște, ori de 1 mai. Numărul accidentelor a scăzut proporțional. În capitală, de exemplu, în luna aprilie, au fost de 4 ori mai puține accidente față de aceeași lună a anului trecut. Numărul accidentelor se observă de la 49, comparativ cu 13 anul acesta, este cu mult mai scăzut. A scăzut considerabil și numărul celor care au sunat la ambulanță. Din data de 15 martie până în data de 4 mai, numărul total al solicitărilor la serviciul de ambulanță București-Ilfov a scăzut cu 13,54%. Urgențele au scăzut cu 10,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. La nivel național, între 1 și 3 mai, în toată țara, s-au produs mai puține accidente. Anul acesta, de 1 mai, am văzut pe străzi peste 36.000 de forțe de ordine, polițiști, jandarmi, militari, polițiști locali și polițiști de frontieră. Oamenii legii au intervenit în total în 4.013 cazuri, cu 500 mai mult decât anul trecut. Au fost, în schimb, mai puține accidente, au fost doar 8 accidente la nivel național, față de 16 accidente rutiere grave, câte se înregistrau anul trecut, de 1 mai. Asta înseamnă o scădere a numărului de accidente cu 50%. Oamenii au fost acasă, adică cei care făceau, eu știu, un obicei din a fura din locuințe, acum evident că n-au avut, cum să zic, această preocupare fiind cetățenii acasă. Din păcate, în această perioadă s-au înmulțit cazurile de violență în familie, pentru că victimele au fost obligate să stea sub același acoperiș cu agresorul. Este o problemă faptul că în declarația pe care trebuie să o completăm atunci când vrem să ieșim din locuință, nu există un punct special pe care trebuie să-l bifeze ca să poată să plece la judecătorie să-și ia un ordin de protecție. La aproape două luni de la începutul stării de urgență, poliția nu a întocmit încă o statistică referitoare la cazurile de violență domestică. Pentru a doua zi la rând în Rusia, numărul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a crescut cu 10.600, ducând totalul către 150.000. Infectat la rândul său și plasat inițial în izolare, premierul rus a ajuns la spital. Potrivit guvernului, el este în stare stabilă. La categoria așadar se încadrează Bulgaria, care are până acum 74 de decese. Un medic militar este considerat erou pentru modul în care a reușit să țină sub control epidemia în țara vecină. Pe de altă parte, ministerul nostru de externe confirmă că 28 de români angajați la un abator din Olanda au fost testați pozitiv. Asimptomaticii au fost plasați în carantină.
Rusia are în acest moment cea mai rapidă creștere a numărului de bolnavi infectați cu noul coronavirus. Și mai grav este că zeci de spitale din întreaga Rusie au fost plasate în carantină din cauza îmbolnăvirii unui număr foarte mare de medici și asistente. Cadrele medicale din Rusia sunt tot mai mânioase din cauza lipsei de echipamente de protecție. În această dimineață, jurnaliști independenți au relatat despre al treilea medic rus care, ca un făcut, a căzut de la fereastră după ce s-a plâns că doctorii se confruntă cu presiuni intolerabile. Medicului i s-ar fi ordonat să vină la muncă, deși era infectat. Situația nu este prea roz nici în Marea Britanie, țară care a ajuns să aibă cel mai mare număr de victime din Europa. Unde au greșit britanicii? Când alarma suna asurzitor în mai toate țările Europei, în regat viața continua ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Străzile fremătau de oameni, iar garniturile de metrou circulau tixite. Londra părea să fi optat pentru strategia imunizării colective. They become very fatigued. It's not possible to stop everybody getting it, and it's also actually not desirable because you want some immunity in the population. Un raport guvernamental cu date actualizate a scos la iveală că numărul de persoane infectate era mult mai mare decât cel anunțat oficial în zilele premergătoare adoptării măsurilor de distanțare socială, pe când șeful guvernului încă nu se simchisea de coronavirus. I shook hands with everybody. You'll be pleased to know. Când în sfârșit au fost închise puburile, cifrele oficiale raportau 359 de morți, mai puțin de jumătate din numărul real. Testarea insuficientă și monitorizarea deficitară a persoanelor cu care au intrat în contact cei infectați au fost principalele deficiențe. Cu siguranță, n-a ajutat nici faptul că însuși șeful guvernului aproape a fost ucis de coronavirus. The messaging has not been as consistent or as clear as might have been helpful. I give the government a bit of the benefit of the doubt on this. These are somewhat unprecedented times. Bulgaria, în schimb, se numără printre țările care se descurcă foarte bine în actuala criză. Cu 1600 de cazuri și 73 de decese, Bulgaria este pe locul al patrulea în lume după Slovacia, Lituania și Malta, în clasamentul țărilor cu cele mai puține victime. În țara cu un sistem medical falimentar, experții vorbesc despre un adevărat miracol, iar meritele par să-i revină medicului militar Ventislav Mutafciski, pe care zilele trecute publicația elvețiană Le Temps îl numea erou. Към нас се задава една епидемия, която е с невиждана ярост досега в човешката история. Ще се загубят човешки животи, и то на тези, които много обичаме, тези, които са ни дали живота. Quasi necunoscut până în martie, generalul de brigadă cu misiuni în Irak și Afganistan la activ a fost însărcinat să coordoneze lupta împotriva COVID-19. De peste două luni, ține zilnic o conferință în care prezintă situația la zi. Doctorul nu ezită să critique inconștiența și lipsa de disciplină a compatrioților săi și să ceară guvernului măsuri tot mai stricte. До там стигнахме, че да излезат същите тези колеги, които толкова много неща са принудени да понесат, да ръкопляскат на нас, които се разхождаме и се легавим по улиците. Това е перверзно, разбирате. Generalul Mutafciski l-a convins pe premierul Boyko Borisov să decreteze încă din 13 martie starea de urgență. Tot el a insistat pentru măsuri tot mai stricte de izolare, însoțite de amenzi usturătoare pentru contravenienți, de ordinul unui salariu anual. La nivel global, pandemia a ucis aproape 250.000 de oameni, dintre care 70.000 doar în Statele Unite. Numărul persoanelor testate pozitiv pe tot globul a trecut de 3 milioane și jumătate. Peste ocean, în timp ce tot mai mulți americani cer în stradă ridicarea restricțiilor, statele lovite de pandemie se pregătesc deja pentru al doilea val. Secretarul de stat american Mike Pompeo a criticat securitatea deficitară din laboratoarele epidemiologice chineze, inclusiv în Wuhan, epicentrul pandemiei. I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan. Încolțit cu întrebări suplimentare, șeful diplomației americane și-a nuanțat acuzațiile. The scientific consensus was not man-made or genetically modified. That's right. I agree with that. Yeah, I've seen their analysis. I've seen the summary that you saw that was released publicly. I have no reason to doubt that that is accurate.
Președintele Trump a reluat și el acuzațiile la adresa Chinei. We're going to lose anywhere from 75, 80 to 100,000 people. That's a horrible thing. We shouldn't lose one person over this. This should have been stopped in China. It should have been stopped. But if we didn't do it, the minimum we would have lost is 1.2 million, 1.4 million, 1.5 million. That's the minimum. We would have lost probably higher than, it's possible higher than 2.2. Pe de altă parte, un raport al Departamentului American pentru Securitate Internă acuză guvernul chinez că a ascuns deliberat severitatea epidemiei. Asta în timp ce Beijingul importa și stoca materiale medicale, sistând totodată orice export în acest sector. Statele americane de pe coasta de nord-est vor să fie pregătite pentru un probabil al doilea val al pandemiei. If you look back, as far back as 1918, when they had the flu pandemic that people talk about, it took 10 months. It came in three different waves. New York și alte 6 state federale au stabilit să achiziționeze în comun echipamente medicale în valoare de 5 miliarde de dolari. Mai mult decât atât, cele 7 state își coordonează măsurile de relaxare a restricțiilor. Presiunea populației la adresa autorităților se intensifică de la zi la zi. Ispitiți de vremea bună, în weekend americanii au ieșit la soare în parcuri. As a nation, we will rise again after COVID-19. I've been cooped up for the last 7 weeks, and what a better opportunity to come down and visit the nation's capital. Totodată se întețesc protestele. End this darn shutdown. It's unconstitutional. It's killing more people than you think you're saving. Exercise their freedom of speech and right to peacefully assemble, and let them know that he's destroying the state economically, but more importantly, our freedoms. Sadly, we had far more people die yesterday in Maryland than we had protesters. Efectele pandemiei încep să se vadă și în magazine. Terry Quam are o fermă de vite Angus în Wisconsin și reprezintă prima verigă în lanțul de aprovizionare. There's no handbook for this. There's no answer of when things are going to come around and be normal. When will people get to go back to the restaurants and eat the... La nivelul următor sunt abatoarele și fabricile de procesare a cărnii. Mii de angajați s-au infectat cu coronavirus, fiind scoși din producție, iar cei rămași la lucru se plâng că muncesc inuman de mult, în condiții precare de securitate sanitară. Incluso un compañero de nosotros que estaba al lado, lo miramos enfermo, le decíamos, hey, ¿sabes qué? Pues si te sientes mal, vete a la casa, vete a hacerte un chequeo. Y él decía, no, no tengo nada. Pero como le digo, era el miedo de que esta persona tenía de... Criza se resimte și în veriga a treia, lanțuri de distribuție și magazine. Rețelele Costco și Kroger au raționalizat carnea. Fiecare client are voie să cumpere cel mult 3 produse. Liniștea care s-a așternut peste așezările de la deal și munte odată cu starea de urgență le dă curaj urșilor. Abia ieșite din hibernare, sălbăticiunile sunt în căutare de hrană. Tomberoanele restaurantelor sunt goale, iar în lipsa turiștilor nu mai găsesc resturi nici în spațiile de campare. Această scenă a fost înregistrată zilele trecute, în predeal, iar astăzi un pui speriat s-a urcat într-un brad înalt, unde a stat o oră. Cum te dai tu jos de acolo, nu știu. Oamenii spun că vizitele s-au întețit de la instituirea stării de urgență. Urșii iau la pas orașele pustii. Eu cel puțin am văzut 13 urși diferiți. Aici aveam un geam, așa, simțim miros de mâncare. A băgat ghearele, a smuls, l-a spart, dar jumătate intrase deja. Așa, și să trezea copiii cu el în bucătărie. 4 ore a durat eliberarea unui urs prins în laț în Prahova, iar o ursoaică și puii săi au fost alungați cu sirenele din poiana țapului. Un urs frumos. Noi dormim acolo sus și ne uităm la el. Doamne ferește, ți-e frică să lași copiii să se joacă, cu toate că n-au voie acum să iasă? Jandarmii le recomandă oamenilor să fie prudenți. Să stea într-o clădire la adăpost cât timp animalele sunt în zonă. În Argeș, urșii au ucis 20 de oi și vaci, se plâng localnicii.